Echipa de fotbal CSM Slatina are o componență mult modificată. Conducerea echipei a decis să renunțe la o parte dintre jucători și să aducă la echipă alți sportivi. Se speră că astfel echipa să joace mult mai bine și să facă față nivelului din Liga a 4-a. Modificări au fost făcute și la nivelul stafului tehnic. Aș vrea să vă prezint noul staff și anume pe noul antrenor Bobby Verdeș, pe domnul Vasile care se va ocupa pregătirea cu portarii și pe Mircea Voicu, antrenorul secund. Din lotul vechi sunt 11 copii, 11 jucători pe care i-am oprit și o să mai venim cu niște noutăți pentru că este normal, de câte ori treci la câte un nivel, trebuie să te întărești, da? Și trebuie să mai aduci și niște jucători cu experiență. Sunt copii, sunt jucători tineri care pot să crească, trebuie să le dăm posibilitatea. Îmi doresc să fie un proiect slătinean, îmi doresc foarte mult ca jucătorii care cresc aici în Slatina să aibă posibilitatea să poată să facă un pas la un nivel mai înalt, să nu mai fie nevoiți să plece prin alte orașe sau în alte părți ca să poată să-și găsească o echipă. Slatina și județul lor a fost și este un izvor de talente în ceea ce privește sportul. Și nu mă refer aici doar la fotbal. Putem vorbi despre foarte multe ramuri sportive. Toate schimbările efectuate au ca scop atingerea obiectivului stabilit pentru viitorul an competițional, câștigarea competiției. Pregătirile au demarat în trombă, fiind stabilite deja o serie de meciuri de pregătire. Am început pregătirile de ieri. Toți băieții sunt apți, sunt dornici, de, mai ales cei tineri, de a fi mare, vor să-mi demonstreze și vreau, le-am și cerut lucrul ăsta, să-mi demonstreze că merită să fie la echipă și că merită să joace. Ca program așa, pot să vă zic că primul meci amical va fi sâmbătă cu Alexandria la ora 11, aici, pe terenul nostru. Săptămâna viitoare de luni până sâmbătă va fi un cantonament centralizat cu două antrenamente pe zi. Sâmbătă va fi ultimul antrenament și vor avea liber băieți. Va urma pe 1 august primul meci oficial de Cupa României. Pe 4 august vom juca cu Universitatea Craiova a lui Mititelu. Pe 8 august vom juca cu Bascovu de la Pitești, din Liga a 3-a, care a promovat acum. Pe 11 cu CSU Craiova și pe 18 cu Filiașul. Conducerea echipei de fotbal nu a exclus faptul că și-ar dori ca echipa să evolueze în Liga a 3-a, precizând că sunt ceva discuții în acest sens. Cât privește lotul de 20 de jucători aflați la dispoziția noului antrenor, aceștia au precizat că mai intenționează să aducă la echipă și alți sportivi cu experiență cu care se poartă discuții în această perioadă.